Infrastructura este sângele unei țări, al unei economii, al unui viitor. Urmărește România în lucru pentru a fi la curent cu principalele provocări și oportunități ale transportului rutier, feroviar, aerian și naval. Fă cunoștință cu toți marii jucători și toate autoritățile implicate și deciziile lor. România în lucru, în fiecare marți de la ora 19, la Canal 33.